Bine v-am regăsit! Sper că urmăriți acest videoclip și pentru a afla răspunsul la întrebarea precedentă, așa că vă propun să mai ascultăm o dată. Gura de ieșire a tubului este notată în desen cu B și se găsește la același nivel cu orificiul A și are același diametru cu orificiul A. Și întrebarea este: unde are apa debitul de ieșire mai mare, în A sau în B? Debitul înseamnă cantitatea de apă care iese în unitatea de timp, de pildă pe secundă. Deoarece v-am spus că răspunsul se poate găsi fie folosind cunoștințe de fizică, de hidrodinamică mai precis, fie folosind doar logica, vă voi arăta ambele moduri de rezolvare. Să începem cu fizica. Debitul unui lichid pentru o anumită arie a orificiului prin care curge dintr-un vas depinde de viteza cu care curge lichidul prin orificiul respectiv. Există debit de volum și debit de masă. Debitul de volum se poate măsura de pildă în litri pe minut, debitul de masă se poate măsura în kilograme pe minut. Dar în cazul lichidelor, cele două debite sunt proporționale, pentru că lichidele sunt practic incompresibile. Așa că putem vorbi despre oricare debit dorim, să vorbim despre debitul de volum. Acesta este produsul dintre aria orificiului și viteza cu care curge lichidul prin acel orificiu după formula pe care o vedeți aici. Prin Q am notat debitul de volum. Deci depinde, așa cum v-am mai spus, de viteza cu care curge lichidul prin orificiul respectiv. Dar viteza cu care curge lichidul depinde de presiunea hidrostatică la nivelul orificiului. Iar presiunea hidrostatică depinde de diferența de nivel dintre nivelul apei din vas și nivelul la care se găsește orificiul de scurgere. Aici trebuie să fac o paranteză. Dacă orificiul de scurgere are diametrul mic sau foarte mic, lucrurile se complică, pentru că atunci intervine și ceea ce numim tensiune superficială și, de asemenea, viscozitatea lichidului. Dar nu este cazul pentru situația descrisă în problema noastră. Din ceea ce am spus, rezultă că debitul de curgere a lichidului printr-un orificiu depinde, simplu spus, de adâncimea la care se găsește orificiul față de nivelul apei din vas și atât. Iar în cazul nostru, cele două orificii se găsesc la aceeași adâncime. Diferența de nivel este aceeași, rezultă că debitele trebuie să fie egale. Și acum să vedem cum putem găsi răspunsul corect, fără fizică, folosindu-ne doar de logică și de experiență. Dacă am conectat cele două orificii, le-am legat printr-un furtun, așa cum vedeți în desen, ce s-ar întâmpla? Știm din experiență că nu s-ar întâmpla nimic. Prin furtun nu ar curge apă, ceea ce înseamnă că presiunile la capetele lui sunt egale. Așa că nu există niciun motiv pentru ca apa să curgă mai repede printr-un orificiu decât prin celălalt, deci debitele prin cele două orificii trebuie să fi fost egale. Dar ne mai putem gândi și altfel. Dacă orificiul din peretele vasului, orificiul A, ar fi în dreptul orificiului B, așa cum vedeți în acest desen, și le-am conectat, din nou nu s-ar întâmpla nimic. Apa n-ar curge prin acest tub lateral pe care l-am creat. Știm asta din experiență. Ceea ce înseamnă același lucru, presiunile la nivelul celor două orificii fiind egale, debitele trebuie să fi fost egale prin cele două orificii. Azi, o întrebare foarte ușoară, poate cea mai ușoară de până acum, pentru a încuraja pe mai mulți să trimită răspunsuri. Întrebarea nu are nicio legătură directă cu fizica,
Am spus directă pentru că totul are o oarecare legătură cu fizica, pentru că fizica studiază fenomenele fundamentale, fenomenele care stau la baza tuturor celorlalte fenomene. Dar asta e altă problemă. Întrebarea are un pic de legătură cu geometria, dar se poate rezolva și fără. Deci puteți să o rezolvați chiar dacă ați uitat toată geometria pe care ați învățat-o la școală. Pe platoul din curtea unei școli este desenat un cerc mare și la ora de sport profesorul le pune elevilor numere și îi pune în ordinea numerelor pe care le au, de la 1 până la, să zicem, N, să stea cu picioarele pe cerc și cu fața spre centrul cercului, la distanțe egale unul de celălalt. Apoi spune, vă voi da o minge și fiecare o aruncă celui care este exact de partea cealaltă a cercului, adică celui care este exact cu fața spre el. Cel care primește mingea o dă celui din stânga lui și acesta o aruncă și el celui care se găsește de partea cealaltă a cercului, exact de partea cealaltă a cercului, care o dă apoi celui din stânga lui și așa mai departe. Pe scurt, cine primește mingea aruncată o dă celui din stânga lui. Cine primește mingea de la cel din dreapta, o aruncă peste centrul cercului elevului diametral opus. După oră, profesorul de sport se întâlnește cu directorul școlii, care îl întreabă câți elevi au fost prezenți la oră. Profesorul de sport nu făcuse prezența la oră, dar și-a adus aminte că l-a văzut pe elevul cu numărul 6 aruncând mingea elevului cu numărul 17. Și folosind această informație, a știut să-i spună directorului câți elevi au fost prezenți la ora de sport. Și aceasta este prima întrebare și pentru voi. Câți elevi au fost prezenți? A doua întrebare este următoarea. Îi va veni fiecărui elev rândul să arunce mingea sau vor fi unii care doar vor primi mingea aruncată și o vor da celui din stânga? Adică, în acest fel de organizare a jocului, vor fi elevi primitori și elevi aruncători sau elevii vor fi când una, când cealaltă? Succes în găsirea răspunsurilor! M-aș bucura dacă ați încercat mai mulți să răspundeți și, de ce nu, să propuneți întrebări interesante. Sigur, propunerile pe adresa de e-mail. Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!